Și pentru că spuneați de, de, schimbările, de schimbările legislative. La nivelul Uniunii Europene. La nivelul Uniunii Europene, și da. Și știu, mă iertați, sunt anumite grupe de substanțe active care sunt mai afectate. Triazoli de exemplu, care erau foarte răspândiți și foarte folosiți de către fermieri și acum. Da, am discutat de partea de, să zicem, de erbicide. Acum, cu schimbările legislative de la nivelul Uniunii Europene, din cauza reglementărilor impuse de Uniunea Europeană, doar, să spunem, din anul 2017 până astăzi, au fost retrase din Uniunea Europeană și... Bineînțeles că și din România, un număr de 35 de substanțe active. Foarte, foarte adică multe. Adică, produse câte? Deci, dacă ne luăm 35 de substanțe active, care sunt împărțite 20 de fungicide, substanțe fungicide, că spuneați de triazol, da. majoritatea exact. sunt triazol din grupa chimică a triazolilor. Deci, sunt 20 de fungicide, 5 substanțe active, ierbicide, și 10 substanțe active, insecticide, care. Aceste 35 de substanțe active în România înseamnă peste 150 de produse comerciale. Fermierii nu mai pot folosi aceste uh, produse pentru protecția plantelor, nu mai sunt disponibile, nu mai sunt omologate în România, astfel că au la dispoziție mai puține soluții pentru a se lupta cu buruieni. Cu boli, cu dăunători, care au fost. Sunt căpătat... tot mai complex. Exact. Au căpătat rezistență de-a lungul anilor din cauza utilizării, poate, a acelorași substanțe active, a acelorași moduri de acțiune, și sunt mai dificil de, de combătut. Dar, Uniunea Europeană, sigur, urmărește îmbunătățirea calității alimentelor și a vieții și nu avem ce să facem, trebuie să ne supunem acestor reglementări. BASF We create chemistry.